Stimate audiență, stimate domnule președinte al Republicii Moldova, stimați colegi, excelențe domnilor ambasadori, am deosebită onoare să vă salut în această sală care constituie un simbol important al statalității contemporane a țării noastre. Aici, în această sală, au fost votate și semnate actele de creare a Republicii Moldova. Au fost aprobate drapelul și stemă. A fost reluată continuitatea sa ca stat suveran, independent, care își poate făuri propria soartă. Eu sunt ferm convins că, ca și marea majoritate dintre dumneavoastră, aveți emoții în această sală, mai ales a cei care sunt prezenți aici, din primul Parlament. Și vreau să spun că pentru mine este o onoare ca în premieră să mă adresez în fața dumneavoastră de la această tribună. Astăzi ne-am convocat în această sală pentru a sărbători un eveniment istoric crucial, fondarea statalității moldovenești, care a avut loc în 1359, acum 660 de ani. Este un jubileu semnificativ, care demonstrează că năzuința de a avea propriul stat are o istorie foarte veche, de peste jumătate de milenii. Îmi voi permite o succintă trecere în revistă unor momente decisive ale istoriei noastre timpurii. Există numeroase mărturii, documentare datate din secolul XIV-XV despre Moldova și moldoveni, cu privire la începuturile statalității moldovenești de la est de Carpați. Le găsim și în arhivele Patriarhiei Constantinopolului, în cele din Cracovia, Varșovia, Iași, București, Moscova, Kiev, la cronicarii ruși, poloni, ungari, bavarezi și alții. Cele mai vechi mențiuni despre țara Moldovei se găsesc inserate în documentele emise de Cancelarea Regală a Ungariei pe 20 martie 1360, iar pe 2 februarie 1365, ca în ziua de azi, regele ungar este nevoit să recunoască independența țării Moldovei. Sursele documentare și creația populară orală aduc numeroase dovezi că numele Moldova și moldoveni erau cunoscute în perioada anterioară formării statului moldovenesc. Ilustrul salvar și domnitor al Moldovei, Dimitri Cantemir, afirma că încă înainte de împăratul Traian, o parte a Daciei fusese numită Molis Davia, adică Davia Moale. Recunoașterea internațională a Moldovei, începută de Ungaria, devine evidentă după 1371, când țara noastră se bucură de sprijinul papii Grigorie al XI-lea și al lui Carol al IV-lea, împăratul Sfântului Imperiu Roman. Având recunoașterea Sfântului Imperiu Roman, în scurt timp Moldova își îmbunătățește relațiile cu Polonia și capătă autoritate în fața Ungariei. La 1386, domnia țării Moldovei stabilește relații cu cneazul rus Dmitrie Donskoi. Deja la 1399-92 Moldova avea recunoașterea Munteniei. În acest an, domnitorul Petru I Mușat este rugat să fie mediator în relațiile dintre Muntenia și Polonia. Este evident că la sfârșitul secolului al XIV-lea, statul independent Moldova este constituit și obține recunoașterea internațională, care este una foarte bine documentată. Cu toate acestea, în prezent, uneori mitul domină realitatea obiectivă, deoarece o parte din istoriografie modernă și contemporană, puternic ideologizată, pune la îndoială existența moldovenilor ca popor, neagă cu insistență procesul multisecular de evoluție a statalității suverane a Moldovei. În realitate și de facto, conform tuturor arhivilor istorice, statul moldovenesc, apărut cu 660 de ani în urmă, pe parcursul istoriei a fost principat, monarhie, iar azi este republică. Statul Moldova a fost și este principalul instrument al conducerii și organizării sociale a poporului moldovenesc. În contextul doctrinelor tradiționaliste și contemporane despre stat și națiune, Moldova a avut și are toate caracteristicile unui stat distinct, a cărui populație de bază au fost și sunt și va fi moldovenii, purtători ai identității, limbii, culturii, mentalității și memoriei istorice moldovenești. Toate procesele politico- și socioeconomice inerente unui stat autentic au fost prezente pe teritoriul Moldovei.
Bogdan I, întemeitorul Moldovei, a apărat credința ortodoxă, a întărit oastea și hotarele țării. Din timpul domnului Petru I Mușat s-a păstrat primul document emis de Cancelaria Domnească, act care confirmă existența drumurilor comerciale. Petru I Mușat a bătut primii bani ai țării Moldovei, groși de argint, emiși în două valori, care au ajuns să circule și în afara granițelor Moldovei. Petru I Mușat readuce Moldovei regiunea ce cuprindea cetățile Hotin, Țețina, Chmeliov, stăpânește cetatea Albă, mută reședința domnească la Suceava, care devine capitală a Moldovei. Toate acestea s-au produs încă în secolul al XIV-lea, peste 600 de ani în urmă. Ulterior, în secolul al XV-lea, domnitorul Alexandru cel Bun a statornicit și întărit hotarele Moldovei, de la Ceremuș până la limanul Nistrului, de la Milcov până la Hotin. A îmbunătățit structura instituțiilor de administrare a țării. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut caracterul canonic al Metropolitului Moldovei. Scaunul metropolitan al Moldovei se permută la Suceava. Domnitorul Moldovei era nu numai capul statului, ci și șeful administrației. Numea să-l destituia marii dregători, numea cărmuitorii ținuturilor, pârcălabii cetăților, vornicii țării de sus și ai țării de jos. Stat și țară prezidențială, chiar dacă nu le place la unora acum. Un institut aparte în ierarhia țării Moldovei era Sfatul Domnesc, Divanul, care în diferite documente se numește Rada. În Moldova, ea se convoca în momentele cruciale de însemnătate covârșătoare pentru destinul statului moldovenesc. Un rol aparte în istoria Moldovei îi aparține domnitorului Ștefan al III-lea cel Mare, care a înscris pe vecie, după aprecierea multor autori străini, numele poporului și al statului moldovenesc în istoria multiseculară a Europei. Domnitorul Ștefan cel Mare simbolizează libertatea și independența Moldovei. Venit la domnie în 1457, el a depus eforturi pentru consolidarea statului, a întărit puterea domnească, a fortificat comerțul, economia, politica externă, armata și sistemul de apărare a țării, construind mai multe cetăți cu ziduri din piatră. Domnitorul a acordat o deosebită atenție funcționării administrației centrale și locale a statului. Pentru apărarea patriei sale Moldova, Ștefan cel Mare a purtat peste 38 de războaie. A ratificat tratate de pace sau de suzeranitate. În timpul domniei sale au fost construite și reconstruite cele mai multe biserici și mănăstiri moldovenești. Statul moldovenesc a avut resurse modeste, pe care însă le compensa prin hărnicie în vreme pașnică și prin bărbăție la mari cumpeni. Voi mai aminti aici că în perioada lui Vasile Lupu apare prima istorie a Moldovei în limba moldovenească, Letopisețul țării Moldovei al lui Grigore Urechi. Anume, în această epocă apare primul studiu de lingvistică moldovenească, capitolul pentru limba noastră moldovenească din letopisețul pomenit, care este primul studiu de filologie estromanică în general. O pagină importantă în istoria statului moldovenesc a fost domnia lui Dimitrie Cantemir, care este apreciat ca unul dintre cei mai de seamă reprezentanți a civilizației moldovenești din toate timpurile. Stimat public, acestea sunt doar câteva secvențe din istoria multiseculară a statalității și identității moldovenești. Însă ele ilustrează foarte convingător că Moldova s-a afirmat mereu ca un stat integru, matur, destoinic și puternic. Iar poporul moldovenesc n-a încetat niciodată să-și păstreze caracterul său autentic, identitatea, limba moldovenească, memoria statalității sale. Astăzi, Republica Moldova este țara care asigură continuitatea statalității moldovenești. Atât conform proceselor politice interne, cât și conform documentelor internaționale. Să ne amintim că pe 2 martie 1992, Republica Moldova a devenit membru al Organizației Națiunilor Unite. Iar pe 13 iulie 1995, este acceptată în calitate de membru în Consiliul Europei. Adoptarea Constituției Republicii Moldova în 1994, constituirea multipartitismului funcțional, organizarea alegerilor libere și democratice, recunoașterea acestor alegeri pe plan intern și internațional,
în anii de independență, au desăvârșit procesul de autodeterminare a poporului moldovenesc și de consolidare a statalității sale contemporane, Republica Moldova. Meditând asupra istoriei noastre medievale și moderne, ne dăm seama că în ultimele secole, din cauza circumstanțelor interne și externe, Moldova a suferit grave amputări teritoriale. S-a autolichidat la un moment dat, la mijlocul secolului al XIX. Moldova s-a neglijat pe sine, dăruind altor țări și popoare mii, zeci de mii de oameni talentați în diverse domenii. Cu toate acestea, talentul nesecat al neamului nostru a oferit mari personalități, care pe parcursul secolelor al XIX și XX-lea au adus un aport deosebit la consolidarea culturii moldovenești, la dezvoltarea științei, artelor, literaturii naționale și universale. Astăzi este deosebit de important ca noi, oamenii de stat, oamenii de știință, oamenii de cultură, toți cetățenii să cunoaștem istoria statalității moldovenești, să studiem paginile ei dramatice și frumoase. Iată de ce am decis ca această sală, atât de dragă nouă, să primească o titulatură specială, dedicată rolului ei în continuarea statalității moldovenești. Este denumire pe care o consultat suplimentar, într-un cerc larg cu experți. Îmi doresc să fie prezent aici și o galerie de fotocopii ale principalelor documente fondatoare ale țării și cu imagini ale principalelor personalități care au contribuit de-a lungul veacurilor la consolidarea statalității moldovenești. Îmi propun de asemenea să edificăm în sfârșit la Chișinău un monument domnitorului și cărturarului Dimitri Cantemir, personalitate marcantă pentru Moldova, România, Rusia, Turcia. Am încredere în general, la Chișinău avem nevoie de o alee a domnitorilor Moldovei. Noi nu avem o astfel de alee și cred că este necesar, împreună cu autoritățile publice locale, împreună cu guvernul, să identificăm aici, în centru, putem și în interiorul acestui scoar în fața președinției, să fie o alee a domnitorilor statului moldovenesc. Am încredere că va veni timpul când vom avea și noi o sărbătoare a concilierii naționale, asemeni francezilor și rușilor. Ori trebuie să conștientizăm că, indiferent de viziunile noastre, politice, ideologice, avem o singură patrie și o singură țară, Moldova. La mulți ani, Moldova! Vă mulțumesc!